mei, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește coastă glazurată la cuptor. Haideți să vă arăt cum glazurăm și condimentăm coastele. Le punem la marinat. Dragii mei, după cum vedeți, am pregătit aici pe tocător carne, adică coastă de porc. Uitați, așa arată. Aici așa, așa arată. Și bineînțeles, le condimentăm și le lăsăm la frigider peste noapte. Deci să stea vreo 12 ore la frigider cu condimentele să le tragă. Și cum o să facem, dragii mei? O să facem în felul următor. Eu am pregătit aici un vas de sticlă. Uitați! Și aici o să condimentăm. Vă spun condimentele care o să avem nevoie, cu care le condimentăm. În primul și în primul rând o să ne trebuiască boia de ardei, sare, piper, sos de soia, ulei, muștar, ketchup și miere de albină. Și bineînțeles mai avem un condiment foarte obligatoriu, usturoi. Puteți să puneți și usturoi normal, dar eu am granule și de data asta folosesc granule. Deci, voi puteți să folosiți și proaspăt. Deci, atâta o să folosim noi ca să condimentăm carnea și să lăsăm la frigider până mâine. Și mâine, când o să punem la cuptor, o să vă arătăm cum punem la cuptor și ce garnitură facem lângă. Și o să facem garnitură, cartofi și o să facem un sos de vin. De-aia vă arăt ingredientele după ce am pus carnea la cuptor. Prima dată marinăm, punem carnea la cuptor și după aia arăt cartofii și sosul. Haideți să începem. Punem cărnița, vedeți așa aici. Și acum, normal, o să luăm... Prima dată, cel mai ăsta, o să folosesc normal. Începem să condimentăm carnea. Acum nu cam contează ordinea, dar hai să începem așa. Deci punem sare, așa, un pic de sare peste. Nu ne zgârcim la sare, punem destul. Da, și pe o parte și pe alaltă. Și bineînțeles, frecăm. Folosim mâna, că e obligatoriu. Am pus sare. Punem și piper. Piper am pus cam mult. Asta ne zgârcim că nu le place la oamenii mei. Și acum, haideți să vă arăt, folosim și pensula. Deci am pus sare, piper și punem și muștar. Piper, muștar, o să punem și usturoi, pudră de usturoi, da, foarte mult, o să punem și sos de soia, și boia, și iar întindem și mai ungem o dată, nu ne zgârcim la nimic, punem să fie culoare faină. Deci asta trebuie să intre în ea, dragii mei. Uitați așa. Punem un pic de sos, că ăsta le întorc și asta rămâne aici, așa, nu mai unge. Sos de roșii. Un pic de sos și un pic de miere, nu foarte mult, puțin. Mierea mea e cam întărită, că la noi e frig. Atât. O linguriță care, bineînțeles, o să le întindem bine, 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 bine peste tot. Așa. O întoarcem și pe partea asta nu mai vine dat absolut cu nimic. Așa rămâne. Mai dăm pe partea asta, că aici n-am dat. Cu... Deci, dragii mei, și pe o parte și pe aia, la ambele părți le facem exact la fel. Dăm cu toate condimentele ce am pus eu aici pe masă, ce v-am șirat.
mere, ketchup, ardei, muștar, sare, piper, ulei, sos de soia și usturoi. Cu toate, trebuie dat pe rând și uns pe ambele părți ca să intră toate condimentele în ea și să steie în ea. Și bineînțeles și ulei, că ulei n-am pus. Ultima dată dăm cu ulei. Și nici sos de soia n-ai pus încă aici. Dacă... Vă salut și eu. Și miere mai trebuie să pui și ai terminat și partea cealaltă. Când a spus ardei, se referea la boia de ardei. Puteți folosi dulce, iute, după preferință. Nu punem foarte mult miere, miere folosim puțin. Asta că, fiindcă nu vrem să fie... o linguriță. Da, foarte, foarte, dar să fie așa, dulce, picant. Și mai vreau să vă spun, dacă aveți chili, puneți chili. Și eu am chili, dar mi-e frică să pun din cauza lui Miriam, ar trebui să pun, dar foarte puțin. Să pun Maria chili, că am chili. Dacă vrei, pune. O să punem la urmă. Poți să pui întregi din aia murați, știi? Când se marinează, numai presari peste. Ca să nu fie foarte iute. Hai să punem așa două mai mici, una lângă alta, ca să vedeți că intră. Îl marinăm și pe și celelalte. Și asta e ultima. Și tot așa face. Punem sare. Asta țin eu asta, să nu te deranjez. Sare, întoarcem. Iar sare. Scrieți-ne în comentarii dacă și vouă vă plac coastele la cuptor. Mie una îmi plac tare mult, de fapt nouă ne plac. Boia. Boia. Și pudră de usturoi. Imediat. O să le frec după aia. O să le frec împreună, o să vedeți cum, ca să nu vă țin atâta. Nu te grăbi, mami, că avem timp. Așa. Vedeți? Asta era ideea. Să frecăm una de alta, să fie foarte, foarte bine să intră, să masăm normal carnea. Uitați așa. Aparte, dragii mei, nu facem cu pensula, facem cu mâna, că cel mai bine să lucră cu mâna. Că cu pensula, ați văzut, că durează, freaca aia, freaca aia, nu. Eu nu mi s-o obișnuită să trag de timp, să stau mult, eu pun acolo ce avem nevoie și asta este să întorc invers, să pun piper și aici. De sare piper nu ne mai trebuie, mai ne trebuie decât... Așa, eu am pus să pun așa de mult, că le întorc invers. Vedeți? De-aia am pus așa. Sosul de soia. Da, și acum ei merg peste tot, înțelegeți? Condimentele astea. O să, de-aia și am pus una peste alta, ca să se combină aromele, nu? Că dar nu, pe una punem, pe una nu. Deci, masăm tot. Și acum... Dă-mi, te rog, dați să mă spăl pe mâna. Dragii mei, m-am spălat pe mâna și, bineînțeles, să nu pun chili, că pentru Miriam știți că eu am ulei din asta aromată, aromatizat cu chili. Deci am niște ardei iute în ea, extraordinar. O să punem în loc de ulei de floarea soarelui, punem ulei din asta aromatizat cu chili, care e un pic care chiar iute. Este iute, da, și o să dea o aromă bună. Și o să punem un pic din asta, nu punem foarte mult, că atunci Miriam nu poate mânca. Dar folosesc asta. Am schimbat uleiul, tot ulei, numai că e iute. Și, bineînțeles, o să punem ulei acum, ca să amestecăm un pic. Și muștarul mai e de pus. Da, mai am multe să pun și bine trebuie masat, amestecat și uleiul amestecăm ca să... Sperăm că ați înțeles procedura de se amestecă toate ingredientele. Mama se grăbește și nu a avut răbdare să o facă fiecare pe rând. Deci cam atât.
Ulei nu mai vine pus. O să punem și muștarul. Am dus o lingură ca să pot să le scot din blid. Muștarul. Punem și un pic de ketchup. Așa. Și mierea. Așa, o lingură mare. Și acum o dăm peste. Să vedeți cum frecăm. Punem boiavă. Boiavă. Mai punem și usturoi, ca pasta n-am pus usturoi. Usturoi puteți să puneți din abundență, fiindcă ăsta nu e așa de tare ca usturoiul normal, știți foarte bine. Și usturoiul dă gust. Va fi o combinație de gust interesantă, interesantă cu sos de soia, miere. O să mai trebuiască să bag încă o dată mâna, dragii mei, că v-am spus, nicări nu se lucră ca cu mâna, că trebuie foarte, foarte bine frecat, uitați așa, să fie bine, bine, și luăm și ăștia din jos și le mai frecăm o dată, să intră aromele în ea, uitați, luăm de jos și frecăm. Vedeți că este loc unde e chiar n-a ajuns condimentele astea. Și trebuie așa foarte bine masat, așa, cu mâna peste tot și pe o parte și pe aialaltă. Și acum, bineînțeles, o să lăsăm așa astupat aici. Punem o folie alimentară. O să punem, da, o folie și bine... Înțeles? Lăsăm până mâine. Uitați ardei ăsta micuț. Ăsta e, să știți că e foarte iute. O să las aici, nu le scoatem. Și așa lăsăm. O să mă spăl pe mână, o să șterg marginea și pun o folie peste ea și o să pun în frigider să steie până mâine, 12 ore. Și vreau să vă mai spun încă o dată. Puteți să le faceți, dragii mei, pe rând, câte una, sau puteți să le puneți tot într-un loc. Dacă aveți doar o bucată, da, faceți o bucată. Puneți într-un loc, le amestecați toate condimentele la un loc și le ungeți pe fiecare în parte. Deci una câte una, da, să le masați, să intră în ea. Deci asta e important, să fie masat și să fie, să steie la marinat, ca să atragă condimentele aia și să vedeți că ce bine o să arată după ce le băgăm la cuptor. Deci, dacă e cazul, vă mai spun o dată ingredientele. Deci, nu-i mare lucru, v-am spus, sare, piper, ulei, usturoi, boia, muștar, ketchup, miere și sos de soia. Simplu. Și carnea. Trebuie bine condimentat și lăsat la marinat. Nu vă mai spun, nu vă mai rețin. Când o să băgăm la cuptor, o să revenim și vă arătăm în continuare ce garnitură facem și sosul de vin, cum o facem. Deci, revenim mâine. Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Asta e rețeta noastră de Crăciun, meniul de Crăciun. O să vă arăt ce facem. O să facem coastă glazurată, cartof pireu și când îți gata, că știți că durează să stea vreo 2-3 ore la cuptor, o să facem un sos de vin. Aia vă arăt la urmă, că sosul facem ultima dată ca să nu sărăcească. Prima dată vă arăt coastele, care știți foarte bine că le-am marinat și au stat 24 la marinat, 24 de ore. Și cartofii, bineînțeles, uitați aici, am curățat, sunt mai mult, am făcut vreo 2 kg de cartofi ca să avem pe 2 zile mâncare. Deci aici e mâncare pe 2 zile, că noi... Mâine nu o să facem de mâncare și atunci trebuie să avem și astăzi și mâine de mâncare. Aici ce vedeți, pentru 2 zile. Deci avem coaste, o să vă arăt 4 la număr, și avem 2 kg de cartofi.
Aici avem pentru pireu lapte, sare și unt. Uitați, unt. Așa. O să pun un din asta pentru pireu să fie foarte, foarte pufos. Și coastele, după cum bine știți, este marinat. Acum ce o să facem, dragii mei? Primul lucru, o să punem coastele la marinat și după aia, adică au fost la marinat, o să punem la tepsie, la cuptor. Deci cartofii scurățați, o să punem și asta la fiert, ei, numai trebuie tăiat și pus în apă. Și asta iară e marinat, numai trebuie pus în tepsie, care eu acum am pregătit și tepsia cu foaie de coptă, o să punem peste ea folie de aluminiu, peste fac loc pe masă. Uitați, punem tepsia care e pregătită cu foaie de copt și să vedeți cum le clădim coastele și cum punem la cuptor. Spun și eu bună ziua, dragilor! V-am explicat, dragii mei, că trebuie marinat foarte bine. Ați văzut, cu miere, cu muștar, cu ketchup, cu ulei, cu ardei, cu condimente multe ce ai acasă, dar cea mai important condiment, deci la coastele astea, este muștarul, ketchup-ul și mierea, mierea de albină. Restul e condiment banal, care folosiți la orice friptură, sare, piper, una alta, înțelegeți? Dar fără miere și muștar și ketchup n-ar avea gustul ăla dulce, acrișor și culoarea aia foarte frumoasă. După cum bine știți, trebuie să folosim mâna. Uitați-vă aici, asta a stat în frigider la marinat. Uitați cum arată. Și bineînțeles o să le punem la cuptor. Așa. V-am spus, am 4 bucăți aici. O să mai pun asta peste, o să vedeți. Așa. Bine, bine. Nu, că trebuie să se potrivească, Mihai, ca să intre la fix, știi? Uite, vezi? Ai văzut? Asta a fost gândit așa, să intre la fix. Și acum, bineînțeles, ce avem aici, baițul ăsta ce o lăsat, o să punem peste. Deci, o să punem, ăsta e ulei cu condiment. Și muștar, și ketchup, și tot așa. O să ungem peste tot, scot tot, că ăsta e tot condiment aici. Imediat vă arăt. Și o întindem peste tot, așa. Vedeți? Musai să lucrăm cu mâna, că știți cum e. Se poate și cu pensula, dar e cel mai sigur cu mâna. Vezi, simți, știi ce faci. Nu suntem la... Suntem acasă la noi, noi o mâncăm. Vedeți că ne-am spălat pe mâini, dragilor. Da, aia, pentru familia mea, gândiți-vă, deci nu-mi pun eu familia în pericol. Pentru ce? Și cum v-am arătat, am pregătit coastele cu sosul care a stat la marinat. Acum imediat pun asta jos, filmează aici, Mihai, că revin într-o clipită, numai mă spăl cu mâna. E bună, un altă vă doresc sărbători fericite, Dumnezeu să fie lângă voi, un an care vine cu tot ce doriți dumneavoastră. Aici punem folie. Da, aici avem folie de aluminiu, care bineînțeles, acum o desfac și vreau să păstrez partea asta ca să o închidem înapoi, știți? Așa. Și să vedeți cum punem peste. O să punem așa. Pe două rânduri. Vedeți? Și mai una.
lăsăm un pic mai lung ca să, da, să fie oricine să polieze o tepsie. Asta punem înapoi, că nu mai avem nevoie. Așa. Și acum închidem foarte bine capetele. Vedeți? Băgăm folia așa, după marginea de la tepsie. Și punem la foc la 170 de grade, poate și la 150, timp de 2 ore. Poate la urmă o să mai căutăm la ea, o să vină dat jos și folia, o să mai căutăm, o să vă mai arăt între timp. După o oră jumate o să ne uităm la ea să vedem cum arată și bineînțeles luăm folia și ridicăm temperatura să facă o crustă. Deci cam asta ar fi friptura, simplu și foarte delicios, că știți că scoastele e cea mai bună carne. Glazura care am făcut-o e un deliciu, muștar, ketchup, miere și condimente de toate gusturile. Deci ce poate să fie rău în ea decât o minunăție? Și să vedeți cum o să iasă. Ați văzut ce bine arată. Acum o să dăm drumul la cuptor și o să ținem, cum v-am spus, cel puțin 2 ore. Cel puțin. Așa dacă, mult. Da, dacă e musai, poate și mai mult. La foc încet să se facă foarte bine. Deci cu carnea cam atâta ar fi. O să bag la cuptor și revenim cu cartofii, care deja, uitați-vă aici, este curățat, spălat, trebuie decât tăiat și pus în apă să fiarbă ca să facem piureul. După ce s-a făcut carnea, după ce s-a făcut cartofii, vă arăt cum o fac cu lapte cu unt spumă, atunci ultima dată vă arăt ingredientele la sos și sos de vin. O să vă arăt ce trebuie la ea și cum o fac. De asta la urmă. Așa că o să revenim. Dragii mei, după cum v-am spus, carnea este la cuptor să face, trebuie să așteptăm, nu să face 8 sub. Și bineînțeles, până atunci eu am curățat cartofii, am spălat-o, uitați acum o tai foarte subțire, că ei sunt reci și eu le tai așa subțiri, uitați așa, no, așa mai subțiri să fiarbă mai repede. Și punem la foc să fiarbă foarte încet și foarte bine. Să fie fiert foarte, foarte bine. Ca să o putem zdrobi, ca să o facem pireu. La care se vede clar pe masă. Am pregătit lapte și unt. Voi știți foarte bine că eu pireu de cartofi niciodată nu fac cu lapte și cu unt. Eu totdeauna o fac numai cu un pic de ulei și cu apa de la cartofi. Și nu zdrobim foarte fin. Da, de data asta facem ceva mai special. Așa că și-am curățat și foarte mult ca să avem, v-am spus, pentru 2 zile, că noi mâine nu facem de mâncare deloc. Și atunci vrem să avem mâncare care numai o să le reîncălzim, eventual în micro, și mâncăm. Deci din mâncarea asta noi mâncăm 2 zile. Deci în ziua de Crăciun o să facem mâncare, dar da. Nu, poate filmulețul ăsta o fi postat în ziua de Crăciun. Dar nu înseamnă că am făcut în ziua de Crăciun. Am făcut o zi înainte. Asta e. Da. Așa că, dragii mei, de-aia este așa de mult, că e pentru 2 zile. Și uitați-vă aici cum arată, cartofii, tot este tăiate. O să mai spăl într-o apă și băgăm direct la fiert, unde eu deja am pregătit apa, punem sare, cartofii și lăsăm să fiarbă vreo 30 de minute, dacă nu și 35. Eu mă duc să vă arăt goala aici, unde o să vină cu cartofii spălați. Vedeți că apa fierbe. Acum apa, vedeți că fierbe, punem, uitați, o lingură de sare, se vede? Și, bineînțeles, cartofii care le-am spălat, o să le punem tot în apă. Încet, încet. Așa.
Și să facem un pic de loc. Am aici o palețică. Uitați că e plin, vedeți? Și lăsăm la foc încet să fiarbă foarte bine. Am lăsat focul mai încet și o să fierbem o 30 de minute până o să fie cartofii foarte, foarte moi. După aia străcurăm și vă arăt cum o să iasă finalul. Dragii mei, cartofii s-o fierb. Uitați, am străcurat de apă. Acum o să încercăm să topșim. Deci, să zdrobim. Da. Am din asta de cartof care eu cu ăsta fac. Și încercăm să zdrobim foarte fin de data asta. Acum nu o să facem noi ca la restaurant de 5 stele, dar o facem mai fin ca de obicei. Așa că mai de obicei. Că dacă bine știți, cine mă urmărește știe, eu când fac cartof, exact ca acum, uitați cum e acum, așa o las, mai pun pe ea un pic de ulei și aia e tot. Dar de data asta o să zdrobim foarte, foarte bine și o să punem pe ea lapte, unt și sare. Să fie ceva mai bun, mai fin, mai... Deci o să fie mai bun decât la restaurant. 100%. Exact. Hai, dați, punem lapte. Aici am 250 de lapte. Și o să tăiem și unt. Punem cât e cald să se topească. Că vedeți că iese abur, că e cald, că numai ce am gătat. Și o topșesc în... Dă-mi, hai, te rog, cuțitul. Așa, să tăiem unt, vedeți, aici avem unt și tăiem așa cam 100 de grame, așa, de unt, așa, aici este 250 și băgăm în cartof. Da, aia vreau să tai un pic așa mai mărunt, să se topească mai repede, vedeți, așa, untul punem înapoi, aici punem capacul peste. Punem și un pic de sare. Uitați, am pregătit aici și o lingură și sarea. Punem așa un pic de sare în ea. Punem capacul. Și mai punem și un pic de lapte. Și dacă mai trebuie, mai punem. Dar acum o să încercăm să amestecăm foarte, foarte bine ca să se topească untul, sarea. Bineînțeles, trebuie cu grijă și fin. Uitați, așa. Vedeți? Mai trebuie lapte. Că nu v-am spus. Așa moale. Păi nu, mă, Mihai, trebuie să fie așa, mai spumoasă, mai fluidă, mai subțire, nu cum fac eu de obicei. Așa se face cartoful. Încă mai trebuie. Uitați-vă aici, vedeți că deja se albește și se subțirează. Ca să vedeți și voi. Doamna Margaret. Da, doamna Patrici Margaret. Se strică tot la doamna Margaret de Crăciun, să știți. Pune mâna, păi prea tare te apeși pe ele. Bun, nu trebuie să fie așa fin, doamne. Mi-mi place așa să simt. Da, că adevărul că nouă nu ne place foarte fin. Vă spun sincer, nu ne place. Uitați-vă aici. Uitați ce bine arată. Uitați. Vedeți? Asta e adevărul. Foarte. O să le golesc pe o tavă și, bineînțeles,
vă scot și friptura să vă arăt și fac și sosul. Deci cartofii sunt făcuți, sunt fierbinte, punem capacul, punem în ceva și revenim. Dați-vă, dragilor, ce fraie s-a făcut coastele. Uitați-vă aici cum arată. Le luăm de aici, bineînțeles, și le transferăm. Uitați. O să și să le tai, uitați cum arată. Vedeți? Și le punem aici, așa. Rămâne friptura acolo. Asta, bineînțeles, o să vină spălat. Deci aici e friptura, cartofii avem. Și acum repede facem sosul să fie cald. Și vă arăt și sosul imediat. Ce frumos arată! Super! Dragii mei, acum facem sosul de vin. Aici avem o lingură de amidon, avem un cup de unt și vin de casă, vin. Și vinul, să, dacă e prea gros, se poate subția cu supă. Și bineînțeles, să pune sare, piper după gust. Asta e tot. Haideți să vă arăt la cratiță cum facem sosul. Punem untul în cratiță. Dăm drumul, că nu-i da drumul la ragaz. Luăm o paletă, topim untul și după ce am topit untul o să punem amidonul și bineînțeles dăm vinul aici. Vin și aici avem supă. În caz că trebuie să completăm, completăm cu supă. Uitați că se topește untul, vedeți? Și o facem că noi ne place mai subțire. De-aia am pregătit supă, că vreau să o fac un pic mai fluid, mai subțire. O să punem un pic de sare, piper, foarte puțin, nu mult, după gust. Asta o faceți după gust. Deci se topește untul, să pune, uitați, amidonul, o lingură de amidon, depinde cât sos faceți. Noi nu facem foarte mult sos, uitați, așa. Și nu s-a topit. Uita ce fain e, s-a topit acum untul, amidonul și acum punem vinul. Uita ce culoare are, vedeți că s-a îngroșat și subțirăm cu supa. Așa. Dacă o să mai fie cazul, o să mai punem. Au rămas acolo un pic de unt netopit. Se topește, în fierbe. Și uitați, așa arată. Sosul. Deci asta este sosul. Acum lăsăm să fiarbă 2-3 minute și o să servim lângă cartofi și lângă carne. Dragii mei, asta este meniul nostru de Crăciun, bineînțeles. Eu acum am gătat, e fierbinte, am pus pe masă să vă prezint vouă, dar noi o să servim masa la masă cu copii. Copiii încă nu au venit, o să pun în farfurie la fiecare, dar normal așa ar fi meniul nostru. Pireu, sos de vin, coastă grazurată și, bineînțeles, o să servim și masa. Da, într-un alt videoclip. Deci nu aici. Așa că, dragii mei, asta este meniu. Eu v-am arătat numai că am făcut-o, ce am pregătit. Nu-i mare lucru, noi suntem restaurant de 5 stele, suntem acasă, în familie, un meniu tradițional, ce se mâncă la orice casă, obișnuit.
Așa că, dragii mei, dacă vă place, puteți să faceți și voi. E o bunătate, coastele nu se discută, deci e bunătate. Deci se topește în gură. Așa arată, uitați, avem pe 2 zile mâncare, mai am pireu, bineînțeles. Asta și punem... acum sfâre. Da. E ferbinte, nici nu putem încă mânca, că aștept să vină copiii să întindem și noi masa, să mâncăm. Haideți să vă spun ceva, să vă nu mâncați la restaurant așa ceva, să știți. No. Așa că cam asta ar fi meniul nostru de Crăciun, așa arată, coaste, sos de vin și pireu de cartofi. O să poate facem o masă și arătăm în alt videoclip, dacă o să arătăm, nu știu sigur, nu vă promit nimic. Acum eu v-am arătat decât meniu, ce mâncăm și acum dacă fata vine mai repede și vrea, o să arătăm. Dacă nu, nu o să mai arătăm. Asta rămâne. Și oricum noi vă dorim Crăciun fericit, sărbători fericite la toată lumea. Nu uitați de noi să ne urmăriți. Pot să vă fac o farfurie mică, dar știți, doar o bucățică de carne, o lingură de pireu și un pic de sos peste. Deci cam așa se mâncă peste tot, așa punem cine mâncă mai mult, cine mâncă mai puțin. Știți cum e la copii, mâncă poate alții mai puțin, alții mai mult. Miri, știți că e și bolnavă, așa că v-am arătat în mare. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit, vă dorim un Crăciun fericit, să fiți sănătoși. Să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie și împliniri. Vă pupăm, vă dorim poftă bună și vă spunem la revedere! Crăciun fericit!